Mă numesc Maria Dumitrache, sunt fondatoarea brandului Maria Pălăria și funcția mea de bază în această viață este aceea de artist. Însă sunt de părere că artiști suntem cu toții, trebuie doar să ne defocusăm puțin la agitația de zi cu zi și să vedem lucrul ăsta. Artiști sunt cei care fac și cele mai aromate cafele și cei care compun cea mai melodioasă muzică. Dar revenind la mine, eu fac cele mai frumoase pălării. De când mă știu, mereu mi-a plăcut să creez lucruri, ba să pictez, ba să fac orice era de lucru manual. Și deși nu am fost o purtătoare de pălării, deodată am avut atracție față de ele. Și mentorul a venit către mine, l-am descoperit pe Neanicu. Pălăria dă tonul eleganței. Ești elegant, frumos, dacă capul nu e acoperit cu o pălărie frumoasă, elegantă, nu dai doi bani pe el. Și pe atunci dumnealui avea deja vreo 89-90 de ani. M-a primit la dumnealui în atelier, unde am stat un an de zile. M-a învățat foarte multe. În primul rând m-a învățat să cred în mine, să îmi dovedesc că pot. M-a învățat să am răbdare. Asta cred că e cel mai important lucru. Și m-a învățat să fiu. Iar după ce mi-am terminat ucenicia, ca să zic așa, mai mult el a fost cel care m-a gonit, eu nu aș fi plecat, probabil. Am plecat cu o mare teamă și emoție, pentru că nu mă vedeam capabilă să pot să duc această meserie mai departe fără dumnealui. Însă, da, ulterior mi-am dat seama că aveam tot ce-mi trebuia ca să pot să fac meseria asta și extazul a fost cel de care mă legam în primul rând. Simțeam extaz de fiecare dată când mă trezeam dimineața și nici nu aveam atelierul pe atunci într-un apartament pe unde stăteam pe Calea Victoriei și nici nu îmi schimbam pijamalele, mă duceam direct în atelier să-mi lucrez pălăriile. Mă duceam la târguri. Și acolo, pentru că veneam cu ceva inedit și nu voiam doar să mă duc și să, în posibilitatea de a vinde pălăriile, voiam să mă duc acolo în primul rând să le arăt cum lucrez pălăriile. Și era ceva fascinant pentru ei. Și cam așa s-a întâmplat. Mă filmau și mă puneau pe internet. Și ușor, ușor am prins tot mai multă notorietate. Și apoi vedetele au început să reacționeze. Prima mea pălărie a fost roșie. Roșie, cu o panglică subțire la baza calotei, albă, cu un trandafir alb și cu niște cusături albe. Și am purtat-o cu atât de mare mândrie că țin minte și acum mergeam pe stradă pe Calea Victoriei și toată lumea se uita după mine și mă admirau, în primul rând îmi admirau pălăria, desigur. Etapele de creare a unei pălării sunt foarte asemănătoare sau, mai bine spus, aceleași, dar totodată foarte diferite. Cum suntem și noi oamenii, suntem asemănători, dar foarte diferiți, iar autenticitatea este cea care ne diferențiază unul de celălalt. La fel este și cu pălăriile. Fie că acestea se fac din fetru de lână, de iepure, de castor sau din paie, fiecare se modelează diferit și reacționează diferit în procesul de lucru. De obicei, nu anticipez cum o să iasă o pălărie. Pentru că până în stadiul de accesorizat, da, poți să urmezi niște pași în funcție de ce îi se potrivește și ce își dorește ca model și ca textură ori culoare. Dar când vine vorba de creație, parcă creierul meu se blochează și nu pot să anticipez de cum o să arate un produs. Fetrul, de fapt, ce este? Și acum vreau să dezvolt puțin pentru că nu multe persoane știu. Fetrul este părul tuns de la animal, fie că este oaie, iepure, ori castor, și presat.
acesta este materialul brut. În măsura în care se dă el după creator și creatorul trebuie să se dea după material și îl tragi pe calapod, te dai după el, simți cât de mult trebuie să tragi de material astfel încât să nu se rupă, îl lasă să se usuce, desigur poți să-l apretezi la nevoie și deja de-a doua zi, după ce se usucă materialul, poți să îi calci borul astfel încât să poți să-i coși banda în interior care delimitează calota de bor, să-i dai forma calotei, să te joci cu borul, poate pui bordaș, poate nu, poate o faci cowboy, poate nu. După urmează, într-adevăr, partea de accesorizare. Însă, de cele mai multe ori, desigur, când vorbesc despre o pălărie făcută pe comandă, atunci mă leg foarte mult de purtător și povestesc cu el, astfel încât să-mi dau seama ce îi se potrivește și să mă duc într-o direcție cât mai corectă, astfel încât să-l reprezinte și să fie pălăria ca o reflexie a sufletului său. În atelierul meu este destul de abordată sustenabilitatea și chiar dacă a fost un proces destul de lent, consider că în sfârșit l-am acoperit cât se poate de mult, într-o proporție cât mai mare. De exemplu, spațiul în care ne aflăm acum, atunci când m-am mutat, acum 2 ani aproape, l-am renovat și dacă te uiți de jur împrejur, poți să observi lucruri care sunt făcute. De exemplu, la lustra deasupra mea este făcută dintr-o creangă de copac, luată de pe jos. Desigur, pălăriile mele nu pot să spun că sunt vegane, pentru că sunt făcute din păr de la animal. Animalul nu vine jupuit, nu vine omorât, vine doar tuns, însă în interior folosesc piele naturală, piele care nu este nouă și este comandată special din Italia, de la un domn care are ceva fabrică cu mobilă și acolo ia pielea care este mai uzată, o vopsește, iar îi dă un aspect mai nou, mi le taie mie astfel încât să pot să le folosesc și o să mi le fac exact așa cum trebuie mie ca să pot să le pun pe pălării. Totodată, materialele pe care le folosesc pe pălării ca accesoriu, fie că creez o panglică sau pur și simplu leg un șnur, o fundiță, sunt materiale pe care le culeg de prin toate țările de pe unde călătoresc. Mi-a fost destul de greu să ajung până aici, însă odată ce am ajuns aici mi-am dat seama că nici nu trebuie să te uiți la probleme, pentru că ele o să fie mereu. Trebuie să accepți că sunt și să vezi cum să treci peste ele. Dar este o vorbă, asta e viața de artist, noaptea vesel, ziua trist. Eu cam așa sunt, nu spun că sunt tristă ziua, dar ziua am cele mai mari provocări, pentru că ziua interacționez cu clienții, ziua trebuie să fac față fel și fel unor situații care mă depășesc, care poate sunt legate de contabilitate, de marketing sau de orice zonă de genul la care nu prea mă pricep, trebuie să recunosc. Și noaptea, atunci mă liniștesc și într-adevăr atunci pot să lucrez la pălării, când nu mă mai distrage nimic altceva. Dar toată viața asta de artist, cum îți spuneam și mai devreme, m-a și învățat foarte multe. Să fiu responsabilă, să fiu asumată și să știu ce îmi place să cer de la viață.